Știi, cu precizările vis-a-vis de ceea ce înseamnă acțiunile, să spunem, deschise în instanță de către instituția prefectului și pe aia cu soluțiile care nu sunt obligatoriu la și în mod sigur la instituția prefectului, ci la primărie și la Consiliul Local. Fac prima precizare vis-a-vis de solicitarea domnului primar de reanalizare a acțiunilor introduse din instituția prefectului. După cum bine știți, acțiunile introduse pe legea 54, legea contenciosului administrativ, nu pot fi retrase de către prefect conform prevederilor legale, ci se așteaptă pronunțarea instanței. Referitor la cele două acțiuni în anulare pentru Consiliul de Administrație Provizorii. Le-am introdus motivat de faptul că lista scurtă din care trebuiau numiți administratorii urmare procedurii de selecție nu a fost suspendată și nu a fost anulată de instanță conform prevederilor legale. Dacă nu s-a suspendat sau nu s-a anulat rezultatele concursului de către instanță, poate fi numit un consiliu provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile maxim, lucru care a și fost făcut. Acel consiliu de administrație și-a dus la capăt mandatul de 4 luni de zile. După expirarea acelui mandat, cei care au fost declarați în acea listă scurtă trebuiau numiți în consiliul de administrație. Încă o precizare. Primăria a fost înștiințată pe 18.09.2020 cu privire la finalizarea listei scurte. A introdus acțiune de suspendare la 7.05.2021, acțiune care a fost respinsă și de instanța de la Botoșani și de instanța la Suceava. Acțiunea de anulare a selecției derulată de către expertul independent la comanda primăriei Botoșani a fost introdusă la 10.05.2021, deși prevederea legală privind introducția acțiunilor în anulare spune că nu se poate face mai târziu de 6 luni de zile. Vorbim de o procedură de selecție efectuată de un evaluator independent care a rămas și este în vigoare. Având în vedere că acea procedură de selecție a expertului independent nu a fost anulată sau suspendată de instanța judecătorească, acel raport final, acea listă scurtă, din punct de vedere legal, pot fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani. Punctul 1. Punctul 2. După expirarea mandatului pe Consiliul de Administrație Provizoriu de 4 luni de zile, mandatul domnului director Victor Ivănescu a fost prelungit printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, nu printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație, lucru care s-a întâmplat, mandat care va expira, cred că mâine. Acea prelungire făcută de AGA putea fi făcută până la numirea unui Consiliu de Administrație în momentul în care s-a făcut prelungirea, corect? Asta nu înseamnă dacă a fost făcută o prelungire a mandatului director executiv de AGA, nu poate fi făcută în continuare, prelungirea mandatului care nu a fost atacată niciodată de către instituția prefectului, pentru că prefectul poate ataca dispoziția de primarul și hotărârea ale Consiliului Local. Deci soluțiile, ambele soluții, sunt la domnul primar și la Consiliul Local pentru deblocarea activității sau continuarea activității societății Eltrans. Mulțumesc!